Mamba verde. Mamba verde, nu cred așa ceva. Vai de mine. În fața mea am o mamba verde. Am o mamba verde. Deci efectiv. Wow. Bestie. Mortală. La propriu. E superbă. Superbă și are un terariu imens. Cred că are 3 metri și ceva pe 2 metri cu 1,5 metri înălțime. Foarte mare terariu. Uriaș. Deci un terariu cu adevărat mare. Asta este gol. Deci cea mai mare colecție de șerpi veninoși pe care o văd în viața mea. Dați acolo pe butonul de like. La urmă o să urmeze și să vedeți cel mai mare șarpe pe care l-am văzut în viața mea, aici jos. Aici avem cobra. Naja. Bine, una dintre naje, pentru că sunt mai multe, asta este naja Melanoleuca, denumirea științifică, Herbal cobra. Da. The King. Ok, avem aici și ceva din care putem învăța. Iar aici avem Crotalus regradis. Arată și toxicitatea mortalității, 4 liniuțe. Adică e mortal. Cobra are 5, Crotalus are 4. Dar tot mortal. Deci e mortal. Și arată și mortal la figurat, incredibil de frumos. Deci, no, comparație cu mâna mea, cam așa arată. Deci comparativ cu mâna mea. Cred că are în jur la 1 kg. 1 kg și 200 poate. Avem aici Agistus. Vipera Gaboni. Vipera Gaboni. E imensă. Asta se camuflează foarte tare. Este a doua oară când văd așa ceva în viața mea. Ia uite-o, frate, ia uite-o, frate. Nu cred. Deschide gura. Dădea să atace. Cum ar fi să sară acum în geam? Nu cred. Deci asta se camuflează incredibil și la fel are o toxicitate de câte limite? 4. Mortală. Mortală, dar e foarte mare. Deci e foarte groasă. E scurtă, dar groasă. Înțelegeți? Și frumoasă. Eu cred că e printre cele mai frumoase ca și colorit. Se camuflează incredibil de bine. Aici avem un schelet de șarpe. Cum arată gura unui șarpe. Iar aici avem o altă viperă, halas, nu știu, toxicitate, tot așa, 4, Gaboni are 5, deci 5 are cranii, adică e foarte mortală. Ia uite-o pe asta. Și ce mari sunt exemplarele astea toate de aici din colecție. Toate exemplarele sunt super uriașe. Are cam 1,2 m asta, dar are un chinc la coadă, în strâmbă. Problemă, dar e sănătoasă în rest. Nu cred că duce vreo lipsă de ceva.
Deci, asta ar fi. Vipera. Crotalus adamantus. Crotal diamant. Crotal diamant 5 la mortalitate. Îmi plac foarte mult și teraiele, cum sunt amenajate, deci sunt superbe. Deci tematic, spune și zona de unde provine și tot. Absolut tot, la fiecare. Deci uitați-vă cum e făcut. Deci, superb. Crotal diamant, superb exemplar și ăsta e imens. Când zic imens, ia uite palma mea. Într-o oră, mai puțin, ce oră, cred că e mult. Uite ce clopoței are, deci nu vine să cred că văd asemenea exemplare în fața mea. Pentru pasionații de reptile, merită să veniți să vizionați grădina zoologică din Budapesta, e destul de aproape totuși de România. Deci aici e doar sectorul cu reptile. Vreau să vă zic că am făcut mai multe părți, vă invit să le vizionați pe toate dacă o să vă placă. Aveți muzei, aveți tot ce puteți vedea aici. 12 euro dat pe intrare, cred că stați lejer 4, 5, 6 ore, toată ziua chiar. Efectiv, e superb, merită. Ce mai avem aici? Vipera de mangrove, boiga. Asta, ca toxicitate, doar unul. E mai slab, dar e tot veninoasă. Și o avem acolo, mare. Sus. Asta de stă în mangrove. Avem aici și câteva, scorpion, tarantulă. Avem scorpion, tarantule. Din nou mai avem aici. E un boa. Stai, uite-l acolo. Eu acum am văzut, mă uitam, nu-l vedeam. Da. Boa constrictor. Foarte mare tarantula asta. Tarantula braziliană. Ok. În spate acolo mai sunt ceva terare cu șerpi, dar nu putem intra. Observ, e închisă ușa. Dar mai sunt câteva exemplare, probabil, nu știu să zic, rezerve. Așa, în continuare, încă un boa constrictor. Aici, cred că nimic. Ba da. Ok. Uite. Gata, am văzut. Din nou mai avem aici, e unul aici, nu-i nimic aici, aici este vipera ursinii, ok, pe asta cred că ați mai văzut-o și uite jos, vipera ursinii, toxicitate 1, e mai slăbuț, răspândire chiar și pe la noi prin zonă, se găsește și în România, vipera ursinii, deci mare atenție că totuși este veninoasă, chiar dacă este mică. Apoi mai avem aici încă două, omori vipera care nu este și mai avem încă una aici, copperhead-ul. Ok, copperhead am mai văzut, toxicitate 3 și măricel și ăsta, frumos exemplar, e destul de roșiatic, dar cred că e la năpârlire. Îmi plac terariile mari, mari, frumoasă expoziție aici, cred că nu-i nimic. Din ce văd, scrie că goale, mai e ceva în capăt, pe aici mai este ceva, cred că e o altă intrare, mă duc în altă parte după aia să filmez. Și aici avem două exemplare de gila, o șopârlă foarte interesantă, care are o toxicitate de 2, o șopârlă veninoasă și sunt foarte mari, cred că au 40 de centimetri, foarte mari. Foarte frumoase, se văd acolo, deci au și ele toxicitate 2 scrie aici, destul de bine pentru ele, pentru autoapărare, bineînțeles. La fel aici ar trebui să fie această viperă pe care nu prea o cunosc foarte bine, foarte galbenă. Uite acolo, vai ce frumoasă este și ce galbenă e în capăt acolo. Cum iese în contrast cu verdele ăsta, cel puțin în realitate, superbă, și aici nimic. Și cam astea sunt
câteva din exemplarele expuse aici. Nu știu câte sunt exact, cred că sunt vreo 10-15 veninoase, dar foarte veninoase, mortale, și de asemenea spațiile pe măsură. Poate chiar ar trebui la unele mai mari. Uite că asta a ieșit la plimbare. Față-față cu un crotal. Și nu poți să-mi faci nimic, prietene, și nici nu mi-aș dori să-mi faci ceva, dar mamba verde e una dintre preferatele mele, nu vine să cred. Bineînțeles, și mamba neagră, nu mai zic de mamba neagră, dar mamba verde, deci uitați-vă la ea. Deci culoarea este superbă, este genială, uitați-vă cum se vede. Este un verde deschis neon, mai ceva decât frunzele cele mai verzi proaspete de la această plantă. Vedeți? Incredibilă, frumoasă. Uite că a ieșit la plimbare și nava. Cobra. Cobra regală. Superbă. Da, și aici avem un șarpe așa, care sigur nu e real. N-a fost. Iar acum la pis de rezistență, zic așa, coborăm să vedeți încă vreo două exemplare de reptile și țestoase. Aici mai este jos. Era. Unde a plecat? O iguană, undeva prin partea aia, într-un terariu imens, adică efectiv cât o garsonieră. Da, m-am încurcat să vrea să dea fetița aia peste mine. Ok, revenind, avem aici, deci toată camera aia este imensă pentru o iguană, deci care vrea să-și ia o iguană trebuie să aveți o casă pentru o iguană. Și aici avem niște țestoase, micuțe așa, nimic special, nu? Cu ghilimele de rigoare, că sunt foarte speciale și destul de rare, pentru că sunt pe cale de dispariție. Foarte mari. Au și la exterior, dar momentan cred că nu le las afară. Iar aici avem cel mai mare șarpe pe care l-am văzut eu în viața mea. Deci, efectiv, capul individului ăsta este mai mare decât palma mea. Foarte mare. Ok. Așa, ok, vrea să-i facă poză și m-am dat puțin din cadru. Acolo mai este încă un exemplar. Deci, ăștia doi, cel puțin cel de aici, este imens. Deci, ăsta, la propriu individul ăsta este cel mai mare șarpe pe care l-am văzut în viața mea. Are undeva la 4 metri, fără exagerare, 4 și ceva. Cred că are o grosime de vreo 40 în diametru, foarte gros. Efectiv, ăsta, da, la propriu poate să înghită orice dorește. Este imens. Și bineînțeles are și un terariu. De fapt sunt doi, amândoi sunt acolo, că sunt aceeași specie, doar că, mamă, uite-l, nu cred, îl prind pe filmare, uite câtă gură are, nu-l cred, deschide gura. Deci ăsta, dacă vrea, mă doboară ușor, da? Deci nu e de glumă cu un astfel de animal, nu e un animal pe care trebuie să-l ții ca animal de companie, nimeni nu trebuie să aibă așa ceva. La zoo, în crescătorie, în natură, dacă vrei un șarpe, ia-ți unul mic, ia-ți pentru început un core snake, documentează-te, niciodată nu-ți iei o namilă de asta. Bine, un e pui, dar se face o namilă. E imens, da. Ok. Asta mănâncă toți copii odată. Ca o glumă așa. Bun, da. Deci, efectiv, hai că vreau să ies afară să fac și o încheiere la video ăsta. Bun, am ieșit, cred că se vede prea luminat. Acum spre încheiere nu mai văd nici eu. Bun, cam ăsta a fost video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canal. Pa!